Mulțumesc tare mult! Mărturisesc că am fost extrem de emoționată când am primit acest telefon, pentru că, spre deosebire de dumneavoastră, care sunteți niște intelectuali adevărați, practic, prezența mea în viața Micaelei se datorează faptului că a fost colegă de facultate cu mama mea și de fiecare dată eram extrem de mândră când spunea eu te știu înainte de a te naște. Și mai mult decât atât, m-am uitat acum și m-am gândit când ați început cu Debussy că ea a început să studieze limba franceză și la puțină vreme după aceea n-a putut să încheie facultatea pe care a începuse pentru că a fost arestată. Și dintr-o dată m-am gândit oare câte concerte a pierdut între altele în anii aceia îngrozitori, despre care mi s-a vorbit când eram foarte mică, ca să înțeleg mai bine ce înseamnă comunismul, ca să înțeleg mai bine ce înseamnă să reușești să chiar realmente să renaști chiar ca o pasăre, Phoenix, pentru că ea a reușit povestea asta extraordinară, s-a întors printre noi și s-a apucat de spaniolă și de portugheză, pe care le-a stăpânit formidabil. Mai mult decât atâta, mi-aduc aminte că mare parte m-am bucurat că la rândul meu am făcut limbi străine, pentru că știam că, pe rândul mama mea, și este un clar un model, un altfel de model cu perseverență extraordinară și cu un talent formidabil și mai mult de atât cu o generozitate extraordinară, pentru că de fiecare dată la cel mai mic fleac pe care îl făceam întotdeauna dădeam un telefon și spunea sau venea la o lansare de traducere. Pe de altă parte, niciodată nu am ajuns culmea, suntem la numărul 109 și n-am ajuns niciodată la lansarea de la Memoria, deși mi le spunea de fiecare dată atâta doar că reușeam să le mai anunț, pentru că nu știu cum era, că am făcut, nu eram niciodată aici. Astăzi așa s-au aranjat lucrurile, că plec abia la noapte, deci am putut să fiu astăzi aici și m-am gândit că sunt 109 numere și m-am gândit că am putea să facem o stradă cu 109 numere din asta, pentru că mi se pare că a clădit atât de frumos o lume pe care să știți că totuși, mulți tineri o știu. Pentru că mult culitul televizor mai are și calități și inclusiv Marilena a făcut emisiuni cu ea, a fost la Profesioniștii și mi-aduc aminte că îmi spunea multă lume după ce a văzut-o la Profesioniștii, unde mărturisesc că am insistat să meargă pentru că spunea, dar de ce să mă duc eu acolo? Zic, pentru că o să-ți placă și pentru că e important să știe lumea că există și cât de multe lucruri extraordinare ai făcut. Și până la urmă am reușit să o conving și mi-a făcut mare plăcere când cineva foarte tânăr mi-a spus la un moment dat cele mai frumoase emisiuni pe care le-am văzut vreodată a fost cea cu Regina Ana și cea cu Micaela Ghițescu. Deci mi s-a părut că, într-adevăr, cred că asta poate o definea cel mai bine, că era, de fapt, ca o regină și de aceea se și purta ca atare. Am fost de multe ori la ea în casă și de fiecare dată când vedeam biblioteca impresionantă, mi-aminteam de dimineața în care au venit să o aresteze și au căutat fiecare carte în parte, Dumnezeu știe ce căutau acolo. Așa cum știam că totul se trăsese de la faptul că fusese la biblioteca franceză, care nu se chema încă Institutul Francez, tot felul de povești pe care le știam și pe care cred că pe parcurs ai mei au reușit să-mi construiască o gândire care să mă determine să-i învăț și pe ceilalți, să nu se lase amăgiți de tot felul de povești pe care le-am auzit 50 de ani, nedrepte, neadevărate. Întotdeauna m-a impresionat fiind mioapă la rândul meu și mi-a plăcut că și domnișoara de la pian era. Eu cred că e așa o coincidență frumoasă. M-a impresionat o dată că primul lucru povestea, altfel povestea foarte puțin de ce s-a întâmplat în închisoare, i-au luat ochelari și mi s-a părut cea mai mare pedeapsă pentru noi miopii să nu mai poți vedea deloc aproape, că doar zărește atâta tot. E așa o vedere, să zicem, impresionistă, dar categoric impresionantă. Și aș mai adăuga faptul că întotdeauna îi plăcea să povestească din călătoriile ei. Că prin ea am călătorit prima dată în Disneyland, pentru că a venit de acolo și ne-a spus o grămadă de lucruri, că a reușit să recupereze și să fie atât de importantă și nu numai în Europa, și în America de Sud, cu toate tragedele ei, și că a reușit să se bucure de toate momentele astea și aș
Mai adăuga că mi-a fost foarte greu acum câteva zile când a fost Sfântul Mihail și Gabriel, arhanghelii, și pentru el n-am mai putut să trimit un mesaj și am zis că acuie cu arhanghelii alături de mama mea, sunt plinit 13 ani de când s-a stins mama și ea mereu spunea când Micaela s-a îmbolnăvit, zicea ce am să mă fac eu dacă se prăpădește Mihaela. Lucrurile au fost exact invers și vă mai promit un singur lucru, mă bucur că aici e lume de absolut toate generațiile. La vară deja cei de la Freedom House m-au invitat la Sighet să țin niște prelegeri. În mod sigur am să vorbesc despre memoria și despre Micaela Ghițescu. Vă mulțumesc!